Să mergem la stand-up, începe la ora 18 la Filarmonică pe centru. O să-mi fac un mic tatuaj. Ei bine, și eu mă pregătesc să mă duc la Georgiana, de aceea nici nu am mai făcut absolut nimic cu părul, doar că nici un curtain bang în adevăratul sens al cuvântului nu a putut să iasă. Un circ total și nu cred că este un circ total în sensul bun al cuvântului. Mi-am luat acest set de pe Notino. Dacă deja nu mai pot de frig, mi-o înghiță și gândurile în cap. Ei bine, cam așa se prezintă dacă vrea să focalizeze. Și din Sinsei n-am găsit. Să vă arăt ce anume am pus aici și de unde sunt, că v-am tot promis. Dragilor, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Începem vlogul de astăzi cu Mira în brațele mele și destul de deseară, pentru că este în jur de ora 4 și jumătate, să fie aproape 5, și eu îl aștept pe iubitul meu să vină, pentru că astăzi avem date. Mergem la stand-up și nu este neapărat un date, că mai mergem și cu fratele iubitului meu, dar mergem la stand-up, mergem la Dan Badea, la stand-up-ul Ro Vegan. Este aici la Filarmonică, în Timișoara, și o să vă inserez și câteva cadre, așa, din ce o să pot să surprind, dar am zis totuși să fac o introducere. Mă vedeți fără microfon, pentru că nu voiam să fac această introducere, nu era deloc planificată. Și mă vedeți și așa la lumină cozy de bec, dar am zis că nu mai stau să-mi ieșir luminile, pentru că am vrut doar să vă dau un micuț update și să fac așa un fel de introducere pentru vlogul de astăzi. Îmi ziceam că astăzi este marți, 21 noiembrie. Ieri nu ne-am auzit, cu toate că am filmat câteva cadre, v-am filmat cum a ieșit redecorarea mobilei din spate. Mi-am zis că în fiecare zi, până când o să pun bradul, și bradul plănuiesc să-l pun undeva săptămâna viitoare, în 27-28, ceva de genul mă gândesc eu, și până atunci aș vrea ca în fiecare zi să fac ceva ca să transform sufrageria asta în rezultatul final al decorațiunilor de Crăciun, și luni am schimbat acolo mobila din spate. Astăzi trebuia să schimb pernele, doar că nu mai am timp să fac lucrurile astea, așa că o să schimb mâine pernele, o să schimb mâine și canapeaua, cât de mult se poate. Deci o să vă arăt mâine, așa mai în detaliu, ce anume am reușit să scoatem pe partea asta. Mă vedeți că am părul ăsta oribil, pentru că mâine, în 22 noiembrie, mă duc la vopsit. Mă duc la tons și la vopsit. De-abia aștept, o să discutăm mai multe mâine, pentru că o să-mi fac rutina de skincare împreună cu voi, ca să mai povestim așa una alta, și o să vă mai menționez atunci, dar da, săptămâna asta mai plănuiesc o schimbare, plănuiesc un mic tatuaj, dar la fel, o să povestim tot mâine când îmi fac rutina de skincare despre asta. Acum mă pregătesc să merg, să mă pregătesc un picuț mai mult, nu știu, să-mi pun un fond de ten, să-mi pun un BB cream, pentru că dintr-un moment în altul trebuie să ajungă iubitul meu și să mergem la stand-up, începe la ora 18 la Filarmonică pe centru, așa că trebuie să mă pregătesc, trebuie să ajungem, trebuie să, da, să intrăm, să ne luăm locurile și așa mai departe. Așa că nu am timp să stau acum să vă povestesc, dar am zis totuși că vreau să filmez un picuț de la Filarmonică și vreau să vă dau un picuț de context aici. Deci aceasta este introducerea acestui vlog, ăsta este scopul pentru care am deschis acum camera, fără microfon și fără absolut nimic, microfoanele îmi sunt la încărcat, că nu mă așteptam să deschid astăzi camera, dar v-am zis, am vrut să fac un fel de introducere și vreau să vă filmez și un picuț din spectacol. Și mâine să ne auzim așa mai cu calm. Haideți că intră pe ușă și ne auzim mai târziu. Wow, this is great.
Ce frumos e, au argumente. Bă, nu mai mâncați carne. Carnea conține stresul, frica animalului. Când a fost sacrificat, o bagi în tine frică aia. Zic, bă, da, înțeleg. Mă, care suntem români, bă, noi, nu, mai mult ne e frică că rămâne nemâncați. Da, asta e frică. Nu mai mult. Nu există sustenabilitate mai mare ca România noastră, în nicio țară civilizată nu există așa ceva. Într-o gospodărie, din țara asta se face o ciorbă de porc, da? Care se mănâncă o zi, două, trei, se pune niște pâine și unde se dă, se dă la... Putem în Germania și zi, tati, la noi porci mănâncă porci. Și bun, așa. Nu mai știu cum, ce ne vreți că ce aveți, mă? Mă pune, mă pune. Să-ți seama că n-ai la intră frica lui un prieten la gărie. Dragilor, am fața fresh de dimineață și cafeaua lângă mine. Am început să fac spumă de cafea. Știți că în vlogul trecut, acela în care ați petrecut o zi împreună cu mine, stați că parcă este prea luminat cadrul. Așa. Acolo vă arătam că am cumpărat un lapte din ăsta care se numește Creamy Oat de la Alpro și credeți-mă că este mai bun ca cel barista de la Alpro. Face o spumă atât de faină și chiar vă recomand să-l încercați. Este și cremos și foarte delicios. Așa că da, avem o cafea mare pentru astăzi pentru că ne așteaptă o zi plină. Am multe de făcut, am multe de lucrat, am și de mers la salon că trebuie să mă vopsesc și de asta nu m-am mai spălat pe păr de... Vineri este o săptămână, aproape o săptămână. Părul meu nu rezistă mai mult de 3 zile maxim, asta dacă chiar mă întind, nu rezistă mai mult de 3 zile fără să îl spăl, așa că da. De-abia am așteptat să merg la salon și să-mi reiau rutina mea normală. Georgiana mi-a tot spus să nu mă duc spălată proaspăt pe păr la salon și îi dau dreptate pentru că uleiurile astea pe care scalpul nostru le scoate hidratează părul foarte bine, unul la mână și doi la mână îl protejează de vopsele, de decoloranți și așa mai departe și dacă părul este cât mai uns când te duci să te vopsești sau să te decolorezi, rezultatul nu o să fie atât de damaging, adică o să fie un picuț atâta mai sănătos pentru păr. Și dacă pot să fac ceva ca să fie tot procesul ăsta chimic mai sănătos pentru păr, o să fac lucrul ăsta, bine înțeles. Este miercuri dimineață și ieri am fost la stand-up. Am încercat să vă și filmez câteva cadre de acolo de la stand-up, doar că ne spusese în introducere că apreciază dacă nu o să filmăm foarte multe dintre glume, așa că am încercat să filmez așa o parte, două, ca să vă exemplific și vouă, dar pe total a fost foarte, foarte fain, chiar am râs, ne-am distrat maxim, a durat în jur de 90 de minute, o oră și jumătate și chiar mi-a plăcut foarte, foarte mult și mie și iubitului meu și fratelui iubitului meu, care s-a mutat mai nou la Timișoara. Și vă spuneam că o să-mi fac un mic tatuaj. Ei bine, fratele iubitului meu este tatu artist, face niște tatuaje extraordinare. El de când era mic știe să picteze și să deseneze foarte, foarte bine, e super talentat și pe mine de mult mă bate gândul să-mi fac un tatuaj. Ceva mic, ceva minimalist. Vreau să-mi fac o inimioară aici, pe acest cartilaj, o inimioară roșie, doar conturul unei inimioare roșii. Și tatuajele astea mici și subțiri, exact așa cum îmi doresc eu, sunt cel mai greu de făcut, din câte spune fratele iubitului meu, pe care îl cheamă Timi, apropo. Deci poate o să mă mai refer la Timi, ca să știți despre cine este vorba. Astea sunt cel mai greu de făcut pentru că trebuie să ai o mână foarte fină și trebuie să tragi o linie foarte fină și foarte subțire, pentru că dacă tragi o linie groasă, ai
s-a stricat toată ideea de tatuaj fin în linie subțire și o să arate așa o mocirlă, așa că n-am avut încredere în nimeni până acum și acum că s-a mutat el în Timișoara, de-abia aștept să facem lucrul ăsta, poate să vină și aici la mine acasă, ceea ce înseamnă un confort 100%, un mediu cât se poate de curat, pentru că el are grijă de toate lucrurile astea, chiar n-a avut nicio plângere și a făcut tatuaje și am văzut că a făcut un tatuaj unei fete, deci chiar cine poate să facă lucrurile astea și cine poate să, nu știu, să aibă sau să-și dorească să-și facă, de fapt, astfel de tatuaje, mi se pare extraordinar. Un tatuaj de pe tot piciorul, începând de la șolt până jos la laba piciorului, extraordinar de fain. O să se audă niște zgomote acum pentru că nu am microfonul, observați, este încă la încărcat, că n-am apucat să-l încarc de duminică, mă tot țin să-l încarc și nu apuc, dar ăsta este update-ul cu tatuajul, o să fac un tatuaj foarte, foarte mic, o să vă țin și pe voi la curent și o să vedem împreună ce și cum, cum iese și cum se prezintă tot. Eu v-am zis, m-am dorit de foarte mult timp un tatuaj și acum că Timi, am în familie un tatu artist și care se pricepe atât de bine, am încredere 100%. Și despre ce mai ziceam că mai vorbim? A, despre vopsit și despre tuns. Astăzi o să mă duc la Georgiana să mă tun și să mă vopsesc și vreau să mă vopsesc tot gingerul ăsta care am fost, doar că aș vrea să fie o nuanță un picuț mai spre maro. Mi-a fost mie la un moment dat părul în procesul lui de pierdere a culorii de ginger, care se întâmplă și este 100% normal. Mi-a fost la un moment dat un maro așa roșcat, foarte, foarte frumos. O să încerc să vă las înțelată și poză. Și cu poza aia o să mă duc și la Georgiana și o să-i spun că exact culoarea asta o vreau. Mi se pare că, uitându-mă în urmă, a ieșit puțin cam roșu când am ieșit de la salon, dar, încă o paranteză, Georgiana mi-a zis de la început că o să-mi iasă un pigment un pic mai roșu și după primele spălări o să se mai ducă culoarea, dar preferă să îmi facă un pigment mai roșiatic acum și să mă bucur de o culoare mai intensă câteva săptămâni decât să-mi fac o culoare mai puțin intensă care să se ducă imediat. Deci poate să se întâmple la fel și în cazul ăsta, doar că de data aceasta aș vrea ceva care să meargă un picuț mai spre maro. Și la capitolul breton, o să vreau să facem curtain bangs. V-am mai zis într-unul din clipurile trecute că nu am reușit pur și simplu să mă obișnuiesc cu ideea de breton. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine, nu știu care-i faza, dar o să-mi ascult corpul și o să merg pe curtain bangs, o să merg să-mi fac genul acela de breton, așa pe o parte și pe alta. Sunt conștientă că nu o să fie la efectul maxim, pentru că deja este tăiat bretonul meu în formă de breton, dar o să-i spun Georgianei lucrul ăsta și o să vedem ce putem face împreună din bretonul pe care deja îl am. Vreau așa niște chestii care să vină așa cu o cărare pe mijloc, vreau să fiu un picuț mai flowy și mai ușor de aranjat și să nu mă mai deranjeze pe frunte, pentru că m-a deranjat foarte, foarte mult, mi se încălzea fruntea foarte repede, ca niciodată. M-a deranjat foarte mult bretonul pe frunte, eu am avut breton, cred că 3 ani la rând și n-am avut absolut nicio problemă, dar nu știu care a fost faza acum și v-am zis, o să-mi ascult corpul și o să fac curtain bangs, pentru că, da, e important să îmi și îmi plăcea foarte mult cum îmi stătea, dar să-mi și fie confortabil să port hairstyle-ul pe care îl adopt, nu doar să zic că am breton și să stau mereu cu agrafe în el și ridicat și așa mai departe și doar când ies așa puțin pe afară sau la poze să fie bretonul pe frunte, pentru că strică tot vibe-ul și nu are nicio noimă. Deci, da, de asta m-ați văzut și foarte mult cu bretonul prins în ultimele săptămâni de când mi-a făcut breton, pentru că pur și simplu nu îl suportam pe frunte. Da, și acum este prins pentru că este foarte, foarte uns, după cum vă ziceam, deci este oribil părul meu. De-abia aștept să merg, sunt programată astăzi de la ora 4 și o să vă iau și pe voi cu mine să vedem dacă avem ce să filmăm, cu toate că mare lucru important, adică schimbarea majoră a fost când m-am dus să fac schimbarea aceea, acum o să fie doar așa un refresh. Bun, cam atât a fost. Cam astea au fost update-urile. Mă duc acum că mi-începe ședința. Ba chiar a început de un minut. Este ședința cu toată echipa pe care o avem în fiecare săptămână. Așa că ne auzim când mergem înspre salon. Bună ziua, dragilor! Este aceeași zi câteva ore mai târziu și eu mă pregătesc să mă duc la Georgiana. De aceea nici nu am mai făcut absolut nimic cu părul. Cred că o să-mi pun o beretă sau ceva pe cap, o șapcă și o să mă duc așa pur și simplu pentru că o să iau până acolo un Uber. Deci nu o să mă vadă foarte multă lume. Dar vreau să vă arăt un before.
oricum de-abia aștept să mă duc la salon pentru că de sâmbătă, nu, de duminică, hai, de duminică încoace zici că nici nu mai am păr pentru că tot îl țin prins, tot îl țin cu tot felul de agrafe în el, tot acoperit cu șepci când ies pe afară pentru că am pus așa la loc de cinste ce mi-a spus Georgiana și chiar nu m-am spălat pe păr. Vă ziceam și de dimineață motivul, dar vreau să vă arăt cât de mult mi-a crescut părul în ultimele săptămâni. Am fost ultima oară la Georgiana, nu mai știu când exact, dar o să las inserat pe ecran data. Și vedeți că mi-a crescut părul destul de mult de ultima oară când am fost și de-abia aștept să văd ce o să iasă. V-am zis că aș vrea să mă duc înspre un ginger așa mai maroniu, nu neapărat... Nu știu exact ce am în cap, sinceră să fiu. O să vorbesc cu Georgiana și o să-i explic și aș vrea ca bretonul ăsta, vai, de capul lui și, da, de capul meu, că practic este pe capul meu, aș vrea să mi-l fac curtain bangs și să se ducă ușor încolo. Nu știu dacă o să se poată face lucrul ăsta pentru că s-ar putea să fie prea scurt pentru această dorință a mea. Dar o să vedem ce o să facem cu el și cum o să încercăm să îl integrăm în hairstyle, pentru că v-am zis că nu îl suport pe frunte, practic, long story short. Ăsta este before-ul, am vrut doar să vorbesc așa câteva secunde înainte să plec la salon. Ne auzim, dacă nu de la salon, că probabil că nu o să se întâmple nimic extraordinar, o să ne auzim mâine de dimineață cu after-ul, pentru că vine iubitul meu după mine și da, poate nu o să mai apuc să filmez în seara asta, dar... Ori în seara asta, ori mâine o să vă arăt after-ul pe care l-am obținut în păr. Sper să iasă ceva fain și da, de-abia aștept să mă spăl și să stau așa să mă relaxez pentru că am nevoie. Am nevoie de o baie la cap, la modul cel mai serios vorbind. Bună ziua, dragilor! Ia uitați că avem un after. Aseară, după ce m-am întors de la salon, nu am mai apucat să vă fac niciun update, să vă mai zic absolut nimic, că m-am pus direct să gătesc și ne-am pus să ne uităm la America Express pentru că a venit iubitul meu după mine la salon și vreau să vă arăt exact cum a ieșit părul, să mă apropie așa un picuț mai mult și să vedeți ce și cum. Cu toate că nu mai stă la fel de bine cum stătea aseară, că aseară stătea și bretonul ăsta un pic mai încoace pe frunte. Vedeți că nu mi-am mai făcut neapărat un breton din ăsta complet, după cum vă ziceam, doar că nici un curtain bang în adevăratul sens al cuvântului nu a putut să iasă pentru că era tăiat scurt din breton. Așa că asta este tot ceea ce Georgiana a reușit să scoată pe partea de breton. Dar astăzi vreau oricum să mergem. Că o să vă iau cu mine să mergem la Sinsay, pentru că am văzut că la Sinsay au bigudiuri din alea mari și mă gândesc să dorm cu un bigudiu și cu bretonul așa în sus. Cred că așa ar arăta cel mai bine dacă mi l-aș face, ca să nu bag căldură în el în fiecare zi. Și dacă aș reuși să dorm cu bigudiul ăla cu scaiete pe el, cred că ar fi perfect și mi-ar sta și bretonul foarte bine, că v-am zis că el ar trebui să stea puțin și pe frunte, doar că aici am un vârtej și mereu se alege. Dar da, mi se pare că arată tare, tare drăguț și în ceea ce privește culoarea, vedeți că am mers pe o nuanță un picuț mai închisă și mai saturată de data asta și cred că am și găsit nuanța, asta cred că este 100%. Tunsoarea asta, bretonul ăsta, că m-a mâncat pe mine undeva, dacă este să o spun pe șleau, să-mi fac breton din ăla complet, că v-am zis că Georgiana mi-a zis să-mi facă curtain bangs pentru că sunt mai actuale și mai ușor de întreținut, dar nu, eu am ținut-o pe mea cu bretonul, apoi acum breton am. Și vedeți că am încercat să-l stilizez, doar că fără bigudiu din acela ca să-l pun să stea cum trebuie, nu o să stea foarte bine. Așa că astăzi mergem la Sinsay ca să vedem care este treaba și să găsim... bigudiu. Sper că am zis bigudiu și mai devreme. Că o mergem să găsim bigudiu și să vedem cum reușim să stilizăm ca să stea părul bine mereu. Of, dragilor, că mai am să vă arăt ceva. Numai că stați că mi-am luat aici niște elastice de păr, dar stați că unul dintre ele cred că este în dormitor, că dimineața a făcut iubitul meu patul. Da, și bineînțeles că am găsit ăsta aruncat acolo prin pat, că n-am știut să îl ia din pat. Că eu mai dau cu tot felul de chestii prin păr și le găsesc seara tot acolo, doar că de astea vreau să am mai multă grijă. Stați că vreau să pun ăsta la loc și să vă arăt exact ce și cum. Mi-am luat acest set de pe Notino, de scrunchies din mătase. Mătase am înțeles că face extrem, extrem de bine părului și am zis să încep cu aceste elastice de păr care să-mi înlocuiască toate celelalte elastice pe care le am. O să mai păstrez un Invisibobble. Și vreau să le înlocuiesc pe toate cu aceste elastice de mătase. Vedeți că sunt 100% Mulberry Silk.
și mai au și fețe de pernă și la față de pernă mă gândesc să-mi o cumpăr, chiar mi-aș dori eu, sau la bonetă, și boneta ar fi foarte indicată, doar că boneta ar proteja numai părul, așa fața de pernă ar proteja și fața de riduri, nu știu dacă știți sau nu, dar mătasea este extrem de recomandată pentru piele și pentru păr, în primul rând previne ridurile, în al doilea rând ajută părul să nu mai capete friz și să nu se mai ungă atât de repede, să nu se mai murdărească atât de repede în somn și să capete tot felul de forme ciudate. Este și un cadou de Moș Nicolae sau de Moș Crăciun foarte fain. Eu am dat pe aceste 3 100 de lei. Vin împachetate tare drăguț în această cutie. Nu sunt sponsorizată sau ceva, mi le-am plătit, doar că sunt o idee de cadou interesantă. Și se scot așa. Vin foarte drăguț împachetate. Aici o să las cutia asta la o parte. Vin și cu un fel de... cu niște instrucțiuni din astea de îngrijire, cum să le speli în cazul în care îți dorești să faci lucrul ăsta. Și vin cu o hârtiuță din asta și sunt 3 la număr. O să vi le arăt acum, las cutia deoparte. Acestea sunt cele 3. Avem unul mare, în felul ăsta, pe care îl port de când mi-a venit ieri coletul într-una. Avem unul așa mai subțirel, mai mic, ăsta e potrivit pentru... De fapt, toate sunt potrivite și pentru ieșit pe afară. Și unul mediu. Țin foarte bine. Sper eu să nu se lărgească elasticele, că asta ar fi singurul lucru care s-ar putea întâmpla rău, că cu materialul în sine nu cred că o să se întâmple nimic rău. S-ar putea doar cu timpul să se lărgească elasticele, dar o să vă țin la curent. Mie, momentan, îmi plac și plănuiesc să-mi iau și... ori turbanul, ori fața de pernă. Fața de pernă este 100... Nu, 300... Bine ar fi să fie 100. Este 350 de lei, de asta stau pe gânduri, pentru că, da, este o investiție destul de mare, mai ales într-o față de pernă. Și turbanul este 200 de lei. Dar mă gândesc că fața de pernă, v-am zis, m-ar ajuta și cu prevenția ridurilor. Dar, na, turbanul ar sta mai fix pe cap și cred că m-ar ajuta, ar fi și mai ușor de spălat și așa mai departe. Nu știu, mă mai gândesc un picuț, ar putea să-mi iau unul dintre astea, așa eu, cadou de Moș Nicolae. Și cam astea sunt lucrurile. Mai am să vă arăt colecția. Mi-a venit comanda H&M cu Pafara Bani și este un circ, stați să vă arăt. Astăzi o să vreau să mă și duc să returnez chestia asta, pentru că am stat și am gândit-o foarte bine și nu e ce trebuie. Asta este eșarfa pe care mi-am luat-o și zici că este covor de pus pe jos. Dacă aș fi avut camera de vlog deschisă să auziți pe mami ce reacție a avut când a văzut această eșarfă, dar nu știu dacă este exact... pe lângă că se lipește de gloss, stai să încerc să o leg aici la spate... Ceva de genul. Pe lângă că se lipește de gloss și ți se lipește părul ăsta de toate alea, nu știu dacă este un circ total și nu cred că este un circ total în sensul bun al cuvântului. Cred că este un circ total în sensul foarte rău al cuvântului, pentru că mi se pare ușor penibilă și ușor foarte scumpă pentru ce oferă practic. De banii ăștia aș putea să-mi iau un palton din ăsta de blană și să am un efect mai drăguț în ținute. Cred că am fost eu nebunită și chiar nu știu ce a fost în capul meu, dar cred că o să returnez minunea asta. Să văd dacă mai pot să returnez, că din câte am înțeles, returul este mai limitat la produsele astea Pacoraban, așa că sau Pacoraban, așa că o să mă duc să văd astăzi în magazin dacă reușesc să returnez chestia asta, o să o returnez și o să-mi iau cei 300 de lei înapoi pe care i-am dat pe această minune. Dar în schimb, ciorapeii sunt drăguți. Ăștia sunt ciorapii, sunt cu imprimă din asta animal print și o să se potrivească foarte, foarte bine în ținute de iarnă, poate cu un palton alb și o fustiță scurtă să iasă ele în evidență și cu niște bocanți sau niște cizme sau chiar UGG-urile în picioare, cred că o să arate foarte, foarte bine. Ăștia sunt drăguți și mă bucur că mi-am luat o mărime mare, că mi-am luat mărimea XL, XXL. Și uitați-vă cât sunt de mici. Am zis să-mi iau o mărime foarte mare ca să nu cumva să îi imprint și să nu se lărgească foarte mult. Pentru că dacă ei se lărgesc foarte mult, își pierd din opacitate și din imprimeul ăsta drăguț. Așa că am zis că mi-au o mărime super mare și să nu se lărgească foarte mult și să nici nu risc să îi imprint. Că ei cu cât sunt mai lărgiți, cu cât sunt mai... Înțelegeți ce vreau să zic? Mai da, mai lărgiți, cu atât sunt mai fragili și se pot rupe mai ușor. Deci eșarfa o să încerc să mă duc să o returnez. Că este un circ complet, chiar nu știu ce a fost în capul meu și da.
Ah, păcat că am pierdut, am ratat colecția asta cu Paco Rabanne. Asta este. Alt rău. Alt rău pe lumea asta să fie. Asta să fie cea mai mare problemă. Asta să fie, de fapt, cea mai mare problemă a mea pentru următoarea perioadă. Și cam atât pentru moment. O să vă iau cu mine când mergem la Sinsay și mergem să returnăm minunea asta la H&M. Până atunci o să mă pun să lucrez, că este doar vreo 12. Și noi ne auzim, deci puțin mai târziu, v-am doar să vă fac așa un update asupra părului și asupra faptului că acum nu mai au rădăcinile alea urâte. Culoarea este uniformizată și bretonul începe să se transforme încet încet într-un curtain bang, care o să arate mai bine după ce o să-mi iau eu un bigudiu din ăla să dorm cu el noaptea, pentru că am vârtejul ăsta și mă cam disperă. Dar da, ne auzim mai încolo, cum ziceam. A few moments later. Note to self, trebuie neapărat să-mi iau o pereche de UGG-uri negre, pentru că nu mai pot să ies din papucii ăștia. Simt că toată iarna o să fiu încălțată cu lucruri de genul. Ăștia maro nu au absolut nicio treabă cu outfitul de astăzi, dar v-am zis, pur și simplu ignor toate celelalte perechi de încălțăminte pe care le-am și îi port doar pe ăștia. Afară este mult, mult mai frig decât am anticipat și să știți că aveam niște urechiușe din acelea pufoase în mână să le iau cu mine, pentru că am de mers în câteva locuri, dar nu le-am luat pentru că am zis că e prea cald pentru ele. Dar nu, iarna începe să-și intre în drepturi și este destul, destul de frig. Cred că filmez contrajur și cam asta ar fi lumina potrivită. Dar v-am zis că am ieșit din casă. Dar ce frigă-i! Și merg înspre Easybox. Merg în primul rând să pun două colete pentru Vinted. Pe Vinted s-a cumpărat o rochie și un plover. Merg să las coletele și după aceea merg la H&M să văd ce reușesc să rezolv cu returul. Deci mă duc în mall și cred că înainte să ies, pentru că trebuie să mă duc la un Sinsay, v-am zis că este, trebuie să mă duc să-mi iau bigudiuri din acelea și Sinsay-ul este destul de departe de aici, așa că probabil că o să-mi iau ceva cald de la Starbucks, ca să nu merg așa cu mâna goală, că este foarte, foarte frig, după cum vă ziceam. Dar mai am foarte puțin și ajung aici la Easybox, pun cele două colete care se află în plăsuță. Ah! Și outfitul de astăzi este unul chiar drăguț. Mi se pare că a ieșit ceva super nice. Dacă aveam UGG-urile potrivite era și mai bine. Dar asta este. Haideți că ajung și la Easybox. Aici las eu mereu coletele pentru Vinted. Mă pun, scanez și după aceea ce facem? Mergem la mall. Da, că deja nu mai pot de frig, mi-o înghiță și gândurile în cap. Easy peasy, gata și la Easybox. Acum chiar că mă îndrept înspre mall, pentru că v-am zis că este mult, mult mai frig decât anticipam eu să fie, sinceră să fiu. Chiar sunt extrem de curioasă să văd câte grade sunt. 6 grade, dar mie mi se pare că e cu minus. Adică pare că este soare și frumos, dar cred că deja mi-a roșit nasul. Și acum cred că puteți să vedeți și mai bine culoarea, cât este de, nu știu, de saturată, de bogată. Chiar mi se pare că arată foarte, foarte bine. O să vă las pentru că trebuie să traversez o intersecție destul de aglomerată și sunt mașini peste tot, care toate se uită la mine cum fac vlog, dar nu contează, trebuie să mai filmăm un picuț și de pe afară, că na, dacă asta e viața mea pe afară, trebuie să o filmez și pe asta. O să trec și, a, uite că se face și verde. Da, nu e nicio ambulanță care să vină încoace. Aoleu! Sinceră să fiu, sper din suflet să-mi ia returul de la H&M, că dacă nu mi-a returul, nu știu ce o să fac cu nebunia de blană, probabil că o să-mi o pun la gât dacă nu mai acceptă returul. Nu știu, cred că am văzut un TikTok foarte random, nici nu știu dacă să am încredere în informația pe care o găsesc pe TikTok, dar vă zic că aceste articole din colecția cu Paco Rabanne nu, sau Paco Rabanne, nu se, adică au o perioadă de retur mai mică. Și mie mi-a ajuns coletul săptămâna trecută vineri, cred. N-a trecut teoretic nici o săptămână, dar sper ca totul să fie în regulă și să îmi ia coletul, dar o să vă țin la curent. Nu am avut deloc noroc, deoarece articolele din colecția cu Paco Rabanne se pot returna doar online, așa că o să trebuiască să mă ocup să văd ce anume o să reușesc să fac. Este prima oară când fac un retur din ăsta online la H&M.
Din păcate, este un pic mai complicat decât am anticipat. Am intrat într-o cabină de probă și profit să vă arăt și outfitul de astăzi, care este super lejer și foarte effortless, așa. Am uitat și să vă zic că odată cu articolele astea de la Paco Rabanne mi-a mai venit o comandă de la H&M care conținea o grămadă de chestii faine, printre care și pantalonii ăștia care au așa un material de tricot, nu știu dacă îi vedeți voi, dar sunt super, super faini. Sunt marketați ca și pantaloni de casă, dar eu îi port pe afară pentru că sunt extrem de comod și foarte, foarte călduroși. Țineți minte că eu pe mine am mărimea M și eu, în mod normal, port un L în partea de jos, așa că dacă vreți să fie achiziționați, să vă luați o mărime mai mică, eu aș fi încăput și într-un S, dacă e să fie vorba între noi, pentru că sunt extrem, extrem de lărguți. Dar, dacă tot nu am avut noroc cu returul, am avut noroc cu o altă chestie. Nu știu dacă stați pe TikTok, dacă vă place să urmăriți chestii din astea de modă, dar știți că, poate știți că aceste bluze din colecția asta nouă cu H&M sunt absolut virale. Și tocmai am găsit una aici, în Juliustown, în magazin. Este ultima și este mărimea L. Așa că o să vreau să o probăm împreună, o să vreau să o pun pe mine. Le-am așteptat foarte mult timp pentru că în online sunt sold out și în magazin erau sold out și chiar i-am pus și pe e-mail să caute undeva și nu le-au mai găsit. Așa că sunt extrem de curioasă, dacă îmi vine mărimea L, o voi lua. Dar stați că probăm și revin să mă vedeți și pe mine în curând. Ei bine, cam așa se prezintă, dacă vrea să focalizeze. Să știți că am un sutien negru pe dedesubt, așa că de asta s-ar putea să se vadă atât de mult negru în partea asta. Dar eu personal o voi purta cu o maletă neagră sau cu un maieu negru pe dedesubt sau chiar cu o rochie neagră, cred că ar arăta foarte bine, dar se așează perfect. Mi se pare că este lărguță cât trebuie și acum, sinceră să fiu, stați să nu vă arăt ce nu trebuie arătat, sinceră să fiu, calul de dar nu se caută la dinți, de-abia se mai găsesc bluzițele astea și chiar am văzut un lucru foarte nasol. Bine, fundele astea cred că sunt făcute de fetele din magazin pentru că sunt cam alandala făcute, eu o să îmi iau timp și o să le fac mai drăguți. Vreau să vă zic că am văzut aceste articole, sacourile astea, bluzițele astea interesante sau nu știu ce-or fi. Le-am văzut pe Vinted la prețul de 300 de lei și ele în magazin sunt 150 de lei. Așa că da, e mare, mare bătaie pe ele. Mă bucur că am găsit-o pe asta. Este un picuț lărguță la mânești, dacă este să o vedeți așa, dar se așează bine per total. Mi se pare că e destul de simpatică și accesorizată cu articolele potrivite, sigur o să arate super, super bine. Da, vine cu mine acasă, vai cât sunt încântată, cu toate că nu mă preexteriorizez, că e plin de lume aici în H&M, dar sunt super încântată că am găsit-o și mi se pare că arată tare, tare drăguț. Deci, efectiv, toată lumea în magazin a fost extrem de invidioasă pe mine, începând de la fetele care erau în spatele meu până la fata de la casă, că am reușit să prind acest sacoș viral, deci așa ceva. Extraordinar de norocoasă sunt. Acum, dacă o să mai meargă, să fac și retur la minunia pe care mi-am luat-o din colecția cu Paco Rabanne, o să fiu cea mai norocoasă. Momentan le am aici în plasă, pe amândouă, n-am mai luat plasă și de la H&M, că dacă o am pe asta reciclabilă e perfect. Acum vreau să merg, că trebuie să ajut pe colega mea să facă un cadou pentru iubitul ei și asta destul de departe de mall, așa că o să mă duc eu până la Nike și pe la magazinele astea sport ca să-i trimit niște poze, să-i arăt care este oferta, să vadă dacă se merită să vină până la mall în weekend. Și în drumul meu o să vreau să intru și până la CGC, pentru că eu m-am tot gândit la UGG-uri negre și chiar v-am zis mai devreme, doar că sunt scumpe. Așa că dacă reușiți să găsiți la CGC dupurile alea, de care este toată lumea nebunită și care zice toată lumea că sunt unul la unul cu GG-urile normale, poate să comit. Dar stați că ajung acolo la CGC și vă zic. Nici nu știu de ce am încercat, pentru că nici cea mai mică șansă să găsesc dupurile de la UGG. Mi se pare în ultimul timp, stați să văd unde reușesc să ajung la Nike pe aici. Mi se pare în ultimul timp că cu toată febra asta cu TikTok-ul și așa mai departe, se viralizează foarte, foarte repede niște articole care dispar imediat din stoc. Și dacă îți dorești ceva și nu ești pe fază fix în secunda 2, de când ai observat articolul și dacă stai efectiv o zi să te gândești dacă chiar ai nevoie de el sau nu, se duce. Așa s-a întâmplat și cu încă o chestie și acum mă caut aici să vă arăt ce anume îmi doresc eu și ce nu mai este pe stoc. Am văzut într-adevăr și la Andreea Balaban, dar l-am văzut și peste tot pe TikTok. Mă refocalizează, uite că vrea acum. Ăsta, de la Reserved.
Este trenciul ăsta auriu care este 100% stilul meu și pe care mi l-aș dori din toată inima și l-am văzut ieri în mărimea M. Mărimea M care mie mi-ar fi un picuț cam prea mare, dar aș putea să închid ochii pentru că mi-l doresc foarte mult. L-am văzut, am stat un picuț pe gânduri să mă gândesc, măi, chiar merită să dau 460 de lei pe un trenci auriu pe care probabil l-aș purta doar la târgul de Crăciun de la Viena. Și până seara, când m-am pus în pat și m-am hotărât că o să pun comandă, ce să vedeți că stocul era din nou epuizat. Da. Deci toată treaba asta cu internetul și cu TikTok-ul și cu viralizarea articolelor ăstora de mass market este o problemă reală, pentru că majoritatea articolelor care se viralizează sunt articolele alea faine pe care și le dorește toată lumea, implicit și eu. Așa că dacă stai foarte mult pe gânduri, nu mai apuci nimic. Mă duc acum sus la Nike și mă duc să-i trimit colegii mele, după cum vă ziceam, ce opțiuni de căciuri se găsesc și ce opțiuni de articole se găsesc. Și noi cred că ne auzim când mergem înspre Sinsay, deoarece la mall nu cred că o să se mai întâmple mare lucru. Ia uitați cine s-a întors de pe afară, fata asta. Nu v-am mai filmat de când am ieșit din mall pentru că a fost frig. M-am dus direct la Starbucks, mi-am luat un tofinat latte din astea de Crăciun și m-am pornit înspre Sinsay. Sinsay în care nu am găsit absolut nimic, pentru că scria pe stoc că au bigudiurile și de fapt nu le aveau, le-am căutat prin tot magazinul, l-am întrebat un reprezentant din acela de vânzări, nu le găsea nimeni, așa că poftam cui. O să le mai caut, o să continuu să le mai caut, doar că astăzi chiar n-am mai avut energie să mai mergem și prin alte magazine și m-a luat iubitul meu de pe centru și am venit către casă. Deci nu s-au mai întâmplat foarte multe de când nu am mai filmat. Încerc să setez aici cadrul bine, pentru că vreau să vă arăt ce anume am cumpărat totuși de la mall, pentru că am luat câteva lucruri. Am luat câteva lucruri eu și din Sinsay și am luat și de la H&M. După cum vă ziceam, încă din magazin, o să începem cu H&M-ul. După cum vă ziceam, încă din magazin, trebuie să văd cum reușesc. Da, iubitul meu, uitați ce are în mașină, cola. O să încerc să returnez minunea asta, cea mai frumoasă eșarpă din lume. O să încerc să o returnez online, adică trebuie să reușesc să o returnez online. O să mă ocup mâine de asta. Este primul retur online pe care l-am făcut la H&M. Nu mă pricep cum se face, dar am toate facturile și tot ce e necesar acolo. Și dacă nu am, asta este, o să mă duc să le scot de pe aplicație și o să continuu cu returul online. Sper ca totul să fie în regulă, pentru că chiar n-aș vrea să rămân cu minunea asta pe cap. Poate reușesc să o pun pe Vinted, dar nu știu. O să încerc în primul rând să o returnez și dacă nu-mi iese, atunci o să o pun pe Vinted. Și ce-am mai luat din mall și singurul lucru pe care l-am luat de fapt astăzi este minunea asta de sacou. M-ați văzut probându-l în vocea mea. M-ați văzut probându-l în cabina de probă. Și cam așa este, să știți că se simte foarte bine, are un material foarte fain și în ciuda faptului că este tot paietat, aici pe partea asta, nu este deloc înțepător. Paietele sunt foarte, foarte fine, foarte moi, nu înțeapă și mă bucur extrem, extrem de mult, mă simt super norocoasă că am reușit să îl găsesc în magazin și l-am luat și la reducere. Cei de la H&M au reduceri de Black Friday, 20% la orice articol dacă ești membru și eu sunt membră și da, am reușit să le iau de la 140 ceva de lei la 110 lei și sunt extrem, extrem de bucuroasă, chiar sunt super încântată de asta. Este așa, v-am zis că toată lumea din H&M a fost geloasă pe mine că am reușit să îl găsesc și să-l cumpăr. Mai am aici și ceva ce am luat pentru colega mea de muncă. Am reușit să găsesc lucrul după care m-a trimis și l-am și achiziționat. La fel, am reușit să scot și pentru chestia asta un preț mai bun, pentru că are iubitul meu card de membru la Sport Vision și am scos de la 110 lei la 65 de lei, adică chiar o reducere faină. Și din Sinsay n-am găsit pentru ce m-am dus, dar am găsit alte chestii. Am găsit în primul rând un set de cutii. Un set de cutii care mi s-a părut foarte interesant, este la prețul de 30 de lei și sunt două cutii care sunt... Stați să încerc să le desfac pentru voi. Ce mă gândesc să fac cu ele este să le pun în dressing și să arate drăguț, să îmi mai depozitez lucruri prin ele. O să arate bine, cred că și aici, pe
dreserele astea, când o să fie momentul să renunțăm la decorațiunile de Crăciun și o să vrem să depozităm chestii în ele. Doar că se deschid cam greu, sunt din carton, dar vreau să vă arăt că sunt două în interior și nu pot să deschid, ca să mă uit. Nici eu n-am verificat, bah, uite că se deschid, că n-am verificat nici eu. Practic este carton în interior și au textura asta de velvet, așa, nu știu dacă reușesc să dau un picuț mai jos lumina, vă dați seama și de textură. Deci, da, cam așa se prezintă și vine asta, care este mai măricică așa și una care este mai micuță. Și am zis că sunt perfecte să-mi pun tot felul de accesorii în ele și să-mi pun, nu știu, să depozităm orice, că arată foarte drăguț și am zis că două din astea așa la prețul de 30 de lei chiar e o afacere faină din punctul meu de vedere, că și par trainice și în dressing o să arate foarte, foarte bine. Și mi-am mai luat două decorațiuni de Crăciun. Nu o să vă arăt foarte mult pentru că vreau să fac clipul acela cu decorațiuni de Crăciun și ce am cumpărat eu din magazine în ceea ce privește decorațiunile de Crăciun, dar sunt ciupercuțele astea din feltru. Atât vă arăt că v-am zis că vreau să păstrez suspansul cât de mult se mai poate pentru clipul pe care urmează voi să-l vedeți în curând, pentru că o să fie un fel de parte din Vlogmas. Mami! Nu vrei voie ce faci tu acolo. Și cam asta este ceea ce am luat. Sunt foarte mulțumită. Chiar am făcut niște cumpărături super inteligente de care chiar sunt 100% mulțumită. Dacă găseam și bigudiurile era perfect, doar că na, nu poate fi chiar totul perfect. Mira se tot dă pe aici pe lângă sfoara asta de la aparat. Știți că aparatul vine cu o chestie din asta pe care o pui peste gât ca să-l ții mai bine și Mira se tot învârte pe lângă ea. Dar cam asta a fost tot pentru seara asta. Eu mă duc acum să mănânc, să îmi gătesc de fapt, că iubitul meu a mâncat cu fratele lui la mall și eu n-am reușit să mănânc astăzi, așa că o să mă duc să îmi gătesc. Vreau să-mi fac ceva orez cu pui, că asta e cel mai simplu, și să ne uităm la Recorder, că am văzut că au scos un reportaj din ăsta nou, ori la Recorder, ori la America Express, nu știu, vedem noi la ce ne uităm, dar ziua s-a terminat aici. Noi ne auzim mâine. Mâine este ziua în care o să-mi fac tatuajul. Și da, ne auzim mâine. Cel mai probabil, nu știu, văd eu. Dacă am destul material, o să închei vlogul și o să vedeți tatuajul în vlogul viitor. Dar o să vă țin oricum la curent. Vă pup, vă îmbrățișez și ne auzim mâine. Bună ziua, dragilor! Este vineri și eu, tocmai ce verificam tot ce am filmat pe parcursul acestei săptămâni și am observat că am aproape o oră de filmat, așa că vreau să închei vlogul de astăzi aici, dar nu înainte să vă arăt ce anume am pus aici și de unde sunt, că v-am tot promis și v-am tot amânat, așa că vreau să vă zic cam ce am pus aici pe dresser și de unde sunt. Începând cu aceste, nu știu, poze pe care le-am scos ca să le punem în ramele astea. Știți că ramele astea nu le mai pot da jos pentru că au fost un fail total. Erau niște rame din alea care se lipeau și se deslipeau și le lipeai unde vrei tu și bullshit, sinceră să fiu, pentru că le-am lipit și nu s-au mai deslipit, vedeți jos ce urme urâte au lăsat, așa că am decis să le lăsăm aici și să le tot înlocuim cu tot felul de decupaje din astea. Sunt pur și simplu imagini scoase la imprimantă și eu am folosit aplicația sau site-ul Canva pentru a le scoate. Deci, începând de aici, avem de o parte și de alta aceeași idee. De o parte și de alta oglinzii, am păstrat aceeași simetrie. Am început cu aceste căsuțe care sunt de la Sensei, căsuțe de turtă dulce, care mi se pare că arată foarte, foarte bine. Avem aici în aceste vaze, vaze de la Pepco, vaze transparente. Dacă vreți recreați acest look, v-aș sfătui să luați niște vaze opace, pentru că ar arăta mult mai bine să nu se vadă crengile aici, să se vadă doar rămurelele astea. Eu poate că o să mă uit și de niște vaze opace dacă o să găsesc, dacă nu o să găsesc, bune sunt și astea. Bun, vazele sunt din Pepco, biluțele astea o să vi le menționez și în clipul cu ce am cumpărat ca decorațiuni pentru acest Crăciun, dar astea sunt din Jumbo. Mai avem aici în partea de jos niște lumânărele din astea cu baterie, mi se par foarte interesante. Astea sunt din Auchan, foarte faine, și am pus aici trei, oglinda care este pe mijloc și pe partea dreaptă, vedeți exact aceeași chestie care ați văzut-o pe partea stângă, vază, biluțe din astea în vază și căsuță de turtă dulce.
Iar aici sus am pus o fundiță, pentru că mi se părea că având acel tablou pe care l-a pictat sora iubitului meu, este un picuț cam prea încărcat, așa că am ales să pun o fundiță, fundiță pe care am luat-o tot din Auchan. Și cam asta este tot ceea ce am pus aici pe dresăre. Să știți că Mira surprinzător nu are treabă cu absolut nimic, chiar e super liniștită, nu am nici eu nicio treabă cu ea, că se urcă pe aici și așa mai departe. Se urcă doar și doarme aici, pe colțul ăsta. Am mirosit un picuț rămurelele astea, dar nu au încântat-o foarte mult, așa că mă bucur extrem din cauza acestui lucru, sau datorită acestui lucru. Și da, cam asta a fost pentru vlogul de astăzi, dragilor. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizare, vă pup, vă îmbrățișez cu drag și vlogul viitor ne auzim cu tatuajul, că v-am zis că o să vină fratele iubitului meu să-mi facă astăzi un tatuaj, o să fie ceva mic, o să vedeți voi exact ce și cum. Dar da, rămâne pentru vlogul viitor. Vă pup, vă îmbrățișez și ne auzim curând.